Ascultă La Obiect. Sursa ta de informații esențiale în fiecare zi. Analizăm subiectele controversate și aducem în prim plan analize pertinente despre lumea politică și socială. Te ajutăm să descifrezi informațiile care te invadează. Ascultă-ne, pentru că aici discutăm La Obiect. Ascultă La Obiect, pentru a fi mereu informat și inspirat în alegerile pe care le faci. La Obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10. La Obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Eu sunt Ionuț Catrina, gazda emisiunii dumneavoastră. Am deosebită plăcere de a discuta astăzi despre cum decurg investițiile, proiectele, care este activitatea uneia dintre frumoasele unități administrativ-teritoriale ale Gorjului, anume Comuna Telești. Alături de primarul acestei frumoase unități administrativ-teritoriale, domnul Romulus Bâldea. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună ziua și bine v-am găsit. A trecut nebunia, să spunem, de pe 9 iunie, agitație maximă prin România, primari care poate au avut emoții, primari care poate n-au avut emoții. Cert este un lucru, acum vorbim de siguranță, vorbim de stabilitate și de o continuare a investițiilor și proiectelor la nivelul UAT-urilor României. Cum se prezintă din punct de vedere al dezvoltării pe latura de investiții lucrurile în Comuna Telești? Sunt anumite investiții pe care le-am început deja, sunt unele care sunt, deci, care sunt în curs, sunt altele pe care le-am accesat și le avem, așteptăm finanțarea. Într-un cuvânt, se lucrează și se lucrează din plin. Avem, ca să bănuiesc că vreți să le defalcăm, să le luăm pe, da, pe cele obiecte mai importante, evident. Avem un proiect de 4 milioane de euro pe Angel Salini. Au început lucrările anul trecut în luna octombrie. În acest moment se lucrează din plin la asfaltarea celor 10 km și construirea celor 3 poduri. Deja acum se lucrează la cel de-al treilea pod și se lucrează la turnarea covorului asfaltic. S-a turnat în Buduhala, s-a finalizat aproape tot. Mai este o porțiune care trebuie executată, urmând să se treacă pe celelalte tronsoane de drumuri din Șomanești și din Telești. Este un proiect major care aduce un plus valoare localității, că știți foarte bine, într-o localitate, dacă avem drumuri și utilități aproape, cum se zice, le avem pe toate. Restul, până la urmă, orice proiect este foarte important. Lucrăm la reabilitarea primăriei pe PNRR. Avem în lucru și dispensarul uman, care este tot pe PNRR, în reabilitare totală. Sperăm că la sfârșitul acestui an cele două obiective să fie finalizate. Tot în această perioadă am obținut o finanțare pe drumuri de interes local, pe AFIR, programul 2024-2028. Urmează să semnăm în această perioadă, semnăm contractul de finanțare și probabil în luna septembrie vom intra și pe aceste tronsoane de drum. Este un proiect de vreo 5 km care finalizează asfaltarea tuturor străzilor din Comuna Telești. Spre bucuria noastră, este singurul proiect din Gorj din această sesiune 2024-2028 pe drumuri de interes local. Îl pregătim de foarte mult timp, acest proiect, și în sesiunea trecută. Întâmplarea a făcut ca finanțarea să se oprească exact la noi, făcând departajarea lungimea din drumurilor din proiect. Nu am reușit să-l luăm atunci, am reușit să-l
accesăm acum. S-a ținut cont de dosarul de atunci sau a trebuit să le puneți din nou documentații? Nu, și... nu se ține cont. A. Nu s-a ținut cont deci de nimic. Deci ați muncit încă o dată? Am, numai că acum cu folos. Am muncit de la zero, cum se zice. Nu chiar de la zero, exagerez, dar aproape de la zero. Gândiți-vă că data trecută s-a întâmplat acum 6 ani, unde nimic nu mai este la nivelul celor... Se modifică lucrurile. Anilor 2018. Totul se modifică. Inclusiv, cum să spun, condițiile de departajare, condițiile de depunere. Da, pentru că sunt alte... Totul sunt alte programe, alte condiții. Și... Cât contează în viața unei unități administrative teritoriale din România, în special din România rurală, faptul că există aceste proiecte pe fonduri europene, faptul că, iată, parte însemnată a fondurilor guvernamentale merg către România rurală? Este un lucru extraordinar. Nu am fi putut niciodată să modernizăm localitățile fără aceste fonduri, că sunt, până la urmă, și cele care sunt guvernamentale, parte din ele vin tot cu bani. Corect. De la Uniunea Europeană. Uniune, chiar dacă vin, inclusiv Angel Salini are și componente, tot banii europeni. Mai ales, acum cum v-am spus, cel pe AFIR este în valoare de 1 milion de euro fără TVA. Păi la un buget de comună de gradul 3 este exclus să poți face finanțarea din buget asemenea, propriu. Să poți face o asemenea investiție. Deci 1 milion de euro fără TVA. 1 milion de euro fără TVA. Da. Avem în lucru, așteptăm finanțarea, din câte știu este deja finanțat, ne încadrăm, urmează doar să semnăm contractul pentru un parc fotovoltaic pentru consumul propriu. Este un parc de 200 de kilowați pentru iluminatul public și consumul instituțiilor. Adică în acest moment consumul primăriei pentru iluminat se ridică undeva la 3 miliarde anual. Ceea ce înseamnă consumă considerabilă. Ceea ce înseamnă un lucru. Și practic cu finalizarea acestui parc devenim puțin independenți. Duce către energetic. Independență energetică. Păi da. E de apreciat. Adică orice trebuie făcut pentru a aduce un plus în localitate și a dezvolta localitatea. Am accesat în decursul timpului tot felul de programe și de proiecte pentru a dezvolta această localitate, indiferent că a trebuit să construim grădinițe, indiferent că a trebuit să modernizăm școlile, unde n-am avut sursă de finanțare pe diferite programe, am intervenit pe buget local. Acum, deci în mandatul trecut, de exemplu, am reabilitat o biserică, monument istoric, pe banii europeni, partea de structură. Nu se intervenise din 1870 la structură. Adică lucrarea a fost undeva la 500.000 de euro. La fel, nu ai cum să le faci pe bugetul tău când la noi în Gurs se știe că chiar dacă noi suntem undeva la 14 km de oraș, suntem foarte bine așezați din punct de vedere geografic, dar nu este industria pe care mi-aș dori eu ca în marile orașe. Da, mă duc la Craiova și mai este o chestiune, stimate domnule, spuneați că de buget local și de faptul că este insuficient bugetul local pentru ce ți-ai dori sau tot ce ți-ai dori. Municipii de excepție la buget local, precum Cluj-Napoca, și apelează la fonduri europene. Adică dacă ai posibilitatea de a lua niște bani de undeva, de ce este să cea mai bună să iei? Este cea mai bună soluție pentru dezvoltarea localităților. Corect. Cu toate că PNDL 1, PNDL 2, Angel Salini, sunt niște programe guvernamentale extraordinare. Deci, extraordinare. PNDL 1 și Angel Salini ne-au dat posibilitatea
Când am preluat administrația, n-aveam, dacă aveam un kilometru de drum asfaltat și acela a făcut praf. A trebuit să luăm totul de la zero și am avut ceva de tras. Kilometri considerabil de asfalt. Adică în total am asfaltat undeva la peste 25 de kilometri de drumuri în localitatea. Asta în ideea în care n-ați avut nimic la preluare. Și am reușit să modernizăm, am pus un accent foarte mare pe infrastructura școlară. Adică am mers pe ideea că în acest moment, cum suntem noi aproape de oraș, dacă nu creăm condiții în infrastructura școlară, copiii migrează. Fiecare părinte își duce copilul unde sunt condiții. Este ceva normal. Nu o să-l ții într-o școală tot cu toaleta în curte și corect, așa mai departe. La noi nu mai există așa ceva. Există condiții extraordinare pentru bunul mers al învățământului. Pentru că pomeneam de școală, vara se știe prin tradiție, se fac mici retușuri în unitățile școlare, acolo unde mai este nevoie de un văruit, de o curățenie. Lucrul acesta se întâmplă. Presupunem că și la dumneavoastră, în cadrul unităților școlare de acolo, se întâmplă acest lucru în această perioadă. Da, se vor face micile reparații de care este nevoie, plus faptul că în acest deja am făcut aprovizionarea cu combustibil solid, astfel încât la începerea anului școlar totul să fie în condiții optime. Și mai ales având centrale moderne acum, știm foarte bine că masa lemnoasă trebuie să fie de calitate. Nu ne putem duce să ne batem joc și de copii, că poți să bagi lemne verzi în sobă și în același timp distrugi și infrastructura. Ne-am preocupat în această perioadă împreună cu directorul școlii și s-a făcut această aprovizionare și la începutul anului școlar nu va fi niciun fel de problemă la Tălești, nici cu școlile. Anul trecut am terminat pe ultima de renovat prin PNDL 2. A fost o lucrare foarte frumoasă și copiii au niște condiții extraordinare. De altfel, sunteți o persoană care s-a zbătut mereu pentru interesul celor mici, cei mici fiind de fapt și viitorul comunităților locale din care cu toții facem parte și lucrul ăsta ar trebui să-l realizeze chiar toată lumea din România, dar e o altă discuție. Se încheie în toamnă, se încheie actualul mandat de primar pe care îl aveți dumneavoastră, urmând să înceapă un altul vreme de 4 ani. Care vor fi principalele direcții în noul mandat? Spre ce anume vă veți îndrepta atenția? De-a lungul anilor am tot vorbit cu foarte mulți primari și toți îmi spuneau că indiferent ce facem în comunitate, mereu mai este loc de mai bine, mereu mai este loc de făcut câte ceva. Așadar, în următorii 4 ani, spre ce anume se va îndrepta atenția administrației publice locale? Păi sunt foarte multe lucruri de făcut. După cum v-am spus, vrem să finalizăm aceste proiecte începute și care urmează să fie semnate. Știm foarte bine că un proiect, din momentul în care îl inițiezi și până îl începi concret, durează cel puțin un an, iar de când îl începi și până îl finalizezi, mai durează un an. Și dacă mai ai și neșansă de un constructor cu probleme... Și mai mult poate. Ne-a ferit Dumnezeu, mulțumesc mulțumesc Domnului că nu am avut aceste probleme. O singură dată am avut o asemenea problemă și s-a rezolvat, a durat un an și ceva și s-a rezolvat. Dar știu ce pățesc alți colegi de-ai mei, unde se întâmplă să plece constructorul de pe lucrare sau, și te lasă la 25%, la 30% și atunci începi și o iei de la capăt cu fel și fel de probleme și alergătură. N-am avut și sper, îmi doresc din tot sufletul să nu avem aceste probleme la nivelul localității Telești. Pe lângă ceea ce am spus că avem un lucru, avem foarte multe cofinanțări. Deci aceste proiecte au și partea de cofinanțare, care trebuie să vină Consiliul Local. Pe lângă acestea avem deja în lucru
Așteptăm o bază sportivă pe CNI, care momentan s-au sistat lucrurile și sperăm să se deblocheze situația, să înceapă și la Comuna Telesi să se facă o mini bază sportivă, pentru că o avem practic în vecinătatea școlii, în curtea școlii generale, și este un lucru extraordinar pentru copiii de, și nu numai pentru copiii de 1-8, până la urmă pentru toată lumea care vrea să facă. Și să nu uităm că la dumneavoastră în comună există un filon, există o plăcere și o pasiune pentru ramura sportivă, în special pentru fotbal. Mereu ați avut activitate pe linie de fotbal. Da. Și da. Începând cu sunteți cei mai de mici, tradiție. Până la cei mai în vârstă, care și-au permis să, cum se zice, să dea cu piciorul minge și oricine vrea să facă. Noi am făcut în fiecare sat câte o mini bază sportivă unde copiii fac mișcare și ne dorim din tot sufletul să realizăm această lucrare și la școala generală. Pentru că, până la urmă, și aici sunt clasele 1-8. Corect. Pe lângă acest aspect, ne dorim foarte mult să atragem cât mai mulți investitori în localitatea noastră, fiind aproape de oraș. Sperăm ca în viitor să reușim să atragem și ceva investitori. Am mai adus câte un... De fapt, am adus, au venit în localitate investitori, fiind foarte aproape de oraș, urmează să mai vină, sperăm să fim și noi ca orașele mari să se adreseze și localității noastre peste tot numai mică industrie. În plus de asta, se știe foarte bine, cu cât sunt mai mulți investitori într-o comunitate, asta înseamnă taxe, impozite, asta înseamnă o dezvoltare inclusiv pe linie financiară a respectivei comunități, pe lângă locurile de muncă aferente. Bineînțeles, este un câștig enorm. În primul rând, prin crearea de locuri de muncă, apoi prin cota de TVA care vine la bugetul local. Deci sunt o mie și una de avantaje. Spre satisfacția mea, suntem o comunitate care nu am scăzut nici din punct de vedere al locuitorilor. La ultimul recensământ. La ultimul recensământ am depășit 3.000 de locuitori și suntem în continuă dezvoltare. Apropierea de oraș vă ajută, pentru că am remarcat o tendință în ultimii ani, aici mă refer, în Târgu Jiu, și am văzut-o și în alte mari orașe ale țării, chiar dacă Târgu Jiu nu e atât de mare, oamenii preferă în ultima vreme să se ducă de la gălăgie, să se ducă de la agitație către zonele de liniște. Ori asta înseamnă marginea orașului și chiar dincolo. Tot ceea ce înseamnă la momentul acesta, pe lângă oraș, toate localitățile au cunoscut această creștere. Este și normal, mai ales într această perioadă. Este foarte frumos să stai undeva la 10 km de oraș și 14. Corect, în curte, noi, frumos. Să stai la tine în curte și să te bucuri, mă rog, de liniște. Să te bucuri de liniște și de aerul curat. Pentru că spre bucuria mea, la Tălești nu mai există decât foarte, foarte puține case părăsite sau... Deci tot ce apare, da, totul se vinde și sunt foarte, foarte mulți oameni care s-au mutat în Comuna Tălești. Suntem la final de emisiune, estimate domn, mulțumim pentru prezență, putere de muncă vă dorim și când programul pe care îl aveți vă permite, vă așteptăm cu mult interes la o nouă emisiune. Oricând, cu plăcere, mulțumesc. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatului nostru, zi cât mai plăcută. La revedere! Ascultă La Obiect, sursa ta de informații esențiale în fiecare zi. Analizăm subiectele controversate și aducem în prim plan analize pertinente despre lumea politică și socială. Te ajutăm să descifrezi informațiile care te invadează. Ascultă-ne, pentru că aici discutăm La Obiect. Ascultă La Obiect, pentru a fi mereu informat și inspirat în alegerile pe care le faci. La Obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10.
La obiect cu Ionuț Catrina.